Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două silver cu 144 de gold, Hell Spirit și Barbarians. Ok, încă un silver chest cu 136 de gold, Inferno Tower și Ice Spirit. Ok, mai avem aici din Trophy Road. Am reușit să ajungem la acest Magical Chest, care are 1504 Gold, Elixir Collector, Thumbstone, Skeleton Dragons, Fire Spirits, Wizard, No Hunter și o legendară. Hai să vedem ce legendară ne pică din Magical Chest. Din nou prințesă. Bun, și avem 14 prințese până în acest moment. Ok, și mai avem un crown chest care are 1196 de gold, 2 gemuri, bomb tower, peți și royal și minim și peca mare. Bun. Okay, între timp a început și noul week din war, unde trebuie să ne adăugăm defense. Deja s-au ocupat toate sloturile. O grijă mai puțin. Și eu mi-am mai modificat un pic deck-urile, mai puțin pe cel clasic, cred că și ăsta e la fel. Am mai umblat un pic aici și la ultimul. Am pus Elixir Golem, am pus Mirror și... Deci am Poison. Ok, trebuie să schimbăm Poison-ul. Să punem cu Tremur. Avem cu Tremurul maxat și cred că e o alegere mai bună. Bun, vreau să am toate deck-urile cu cărți de level maxim, pentru că în funcție de asta vedem aici că putem să primim mai multe sau mai puține fame-uri. Bun, primele 12 ore nu avem voie să atacăm alte corăbii, așa că vom juca meciuri în duel și la battle. Da, uite, vă spuneam că în funcție de levelul cărții primim aceste fame-uri. Și practic dacă avem o carte de level 12 în deck, pierdem două fame-uri, adică vom putea câștiga maxim 206. În caz de succes, în caz de înfrângere, jumătate, adică 103. Bun, între timp s-a eliberat slotul pentru duel și hai să-i dăm drumul. Să începem cu deck-ul cu golem. Deci cu golem în care am destul de multă încredere și cu care vom da acest prim match. Hai să vedem, așteptăm găsirea unui oponent. Bun. Ok, hai să luăm decul cu golem. Și să sperăm că ne vom... descurca în acest duel. Avem un adversar de level 12. Asta ar putea fi un avantaj sau nu. Hai să vedem. Am pus acolo muschetiră care voi scoate cu un fireball. Da, mergeau și zepis pentru acest inferno. Dar până acum stăm bine în acest început de meci. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acel prinț. Da, de level 11 nu reușește să ajungă pe turul nostru din fericire. Și ar putea să avem noroc la acest duel. Ar putea fi primul duel câștigat din două meciuri. Dacă avem puțin noroc. Bun, începem cu Furnace-ul aici. Punem și Zepis. Ok,
în timp și Bandita. Aia și n-a fost chiar cea mai bună alegere. Bun, scăpăm din nou de acea muschetiră. Mai punem un furnas și în partea dreaptă. Da, și vom tot uite din nou golemul, dar bun, trimitem din nou bandit aici, să-i scoatem acel cea muschetiră. Da, și trimitem din nou golemul. Bun, punem și Baby Dragon-ul și vom trimite și Darts Copil. Da, și probabil vom obține o victorie cu un singur turn, cu un singur turn doborât. Bun, meciul următor. Băi, o să joc cu deck-ul nostru clasic. Pentru că am cea mai mare încredere în el dintre cele patru construite. E mai nicio rachetă. Din nou văd că are cărți de level 12. Înseamnă că e un pic mai slab. Bun, și scăpăm de acel balon care ne-ar fi făcut probleme mari în partea din dreapta. Așteptăm să avem din nou elixirul pe full și vom da un nou atac. De fapt, cred că vom muta jocul pe partea stângă și vom lăsa să se ocupe de acel pe camare arcașele plus Tesla. Da, a jucat destul de bine aici. Doar dezavantajul lui a fost că nu are toate cărțile de level maxim. Trimitem din nou trimitem Hog-ul. Plus Valkyra, vom pune și arcașele în spate și hai să vedem cum ne descurcăm în acest atac. Aproape scăpasem de acel Electro. Iau și vom da aici o rachetă pe balon și pe cel PK. Da, și ieșim destul de bine. Ieșim destul de bine din acest atac. Vom trimite din nou mini PK. Punem și arcașele acolo. Iau și vom da un freeze pe trupele lui. Da, ne păstrăm racheta pentru balon. Bun, și reușim să scăpăm din nou fără damage. Pe tur. Punem aici mini pe camp și hai să trimitem Hog-ul.
plus Freeze ar trebui să reușim acolo câteva hituri bune pe turn. Trimitem arcașele. Punem aici Tesla un pic în departe. Și reușește să ne dea un damage destul de mare acolo. Trimitem acum Hog-ul cu mini P.E.K.K.A. Și avem nevoie de un Freeze. Punem din nou Tesla, de data asta mai în, pic mai în dreapta. Și trebuie să scăpăm din nou de acel balon. Băi, a reușit să țină piept, să ne țină piept cu acel balon. Vedem, trimitem aici din nou Hog-ul. Da, și obținem a doua victorie. Primul duel câștigat din două meciuri. Și asta... asta face ca acest Warwick să înceapă excelent. Bun. Hai să continuăm și cu battle-uri, dar din păcate din nou e slot-ul ocupat. Mai durează în jur de un minut acest meci. De fapt, s-ar putea să dureze mai puțin. Acum văd dacă tipul acela a renunțat. Așa că în câteva secunde vom lua și această victorie. Da, și mai câștigăm fame-uri care ne țin pe prima poziție. Avem un avans de 4.000 de fame-uri față de cei din aproape 4.000 din Tomorrowland. Bun, hai să dăm următorul match cu deck-ul cu balon. Balon cu Inferno Tower, cred că și Giant Skeleton-ul l-aveam aici. Ok, o să începem cu Muschetira din spate. Da, lăsăm acei Goblin să ne atace un pic și vom trimite Lumberjack plus balon. Stăm aici un un pic trebuia să mai întârzi acel Zep ca să prindă și Tesla. Da, și am luat aproximativ 1000 de damage pe turnul din dreapta. Da, vom pune Goblin Cage-ul acum în centru și vom continua cu Muschetira din spate. O să pun de data asta în partea dreaptă. Chiar un pic mai sus aici. Ok. Din păcate reușește două hituri acel balon. Și n-am jucat deloc bine aici. N-am jucat-o deloc bine. Bun, hai să punem Inferno în centru. Punem și Muschetira pe partea dreaptă. Trimitem aici Lumberjack, balon, Minions, Hell Spirit și vom da și un Z dacă va fi nevoie pe...
Punem din nou balonul. Și nu reușim să ne apropiem de turnul lui. Nu vine să cred că reușește să ne țină atât de departe de turn. Hai să vedem. Punem din un Lumberjack. Și asta ar trebui să fie șansa noastră să îi scoatem turnul și reușim să întoarcem scorul, da, după un început de meci în care nu mai credeam că vom putea câștiga. Ne luăm 208 fame-uri plus 1000 de gold și mai contribuim aici puțin la la clan cu menținerea pe prima poziție. Bun, hai să dăm și ultimul meci. Vom folosi ultimul deck, cel cu, cred că Rascal, și dacă mi-amintesc bine, da, Rascal's Battle Healer, am pus Elixir Golem acolo, Firecracker și, mă rog, Barbarians cu Tremurul l-am schimbat cu Poison. Rascal și aici. Și aș pune, voi pune Elixir Golem în fața eliților. Mini tank. Și nu știu dacă a fost chiar cea mai inspirată alegere. Ok. Pune din nou Battle Healer-ul. Ah, și probabil ne va rupe cu acest atac. Da, excelent a jucat-o. Bine, a avut și decul mai bine organizat, să zicem așa, mai bine ales. Și reușim... Da, câștigăm doar 104 badge-uri. Dar reușim 3 victorii din 4 meciuri în acest prim World Day. Bun, cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!